A fost ziua judecății la kickbox. Campionatele internaționale care s-au desfășurat la București au fost dominate de clubul sportiv Ambiția Mădălin, cel puțin la categoria lupte militare, unde sportivii prahoveni au ocupat primul loc. Numai puțin de 26 de medalii au fost cucerite de ambițioșii luptători. 8 medalii de aur, 7 de argint și tot atâtea de bronz. Este salba cu care clubul prahovean se mândrește după o luptă contra 40 de cluburi din toată Europa. De remarcat că Mădălin Tănase, jandarmul profesor de arte marțiale, a obținut locul întâi la lupte militare, categoria 16-45 de ani. Pentru această performanță, Mădălin a primit trofeul Spada Samuraiului.